Bună ziua! Bună ziua! Este o onoare și o plăcere să vă avem la noi, la interviurile în mansardă, interviurile culturale PS News, care s-au mutat într-un nou decor, în studioul redecorat al PS News-ului, dar cu aceeași temă, ușor departe de zgomotul străzii, dar în același timp cu atentă observare asupra ceea ce se întâmplă. Vă urăm bun venit! Și eu vă spun bun găsit și, într-adevăr, mă simt ca acasă. Ne bucurăm că sunteți cu noi la acest început de an, pentru că sunt o grămadă de lucruri care ar trebui discutate și nu numai de către cei care sunt în zona politică sau în zona socială, ci credem că ar trebui să aibă un punct de vedere de la oamenii care sunt implicați în societate poate mai mult decât alții care sunt poate doar mai vizibili. De aceea vă spunem bun venit, doamna Felicia Filip, în calitatea dumneavoastră, mai nouă, poate mulți dintre cei care ne privesc nu știu încă, faptul că sunteți cea care conduce destinele unei instituții de cultură și anume opera comică pentru copii. Ați făcut performanță pe marea scenă. Sunteți acum un manager care faceți performanță la această instituție. Cum ați făcut trecerea? În primul rând că performanța de acum este tot pe mare scenă, cu atât mai mult cu cât este singura instituție de gen din lume. Oricum, din România este singura instituție de gen. Și atunci, în momentul în care te afli pe o scenă ce are atât de multe de dăruit, în atât de multe feluri și mai ales unui public atât de divers, atât de sensibil în formare și atât de pretențios în același timp, mi se pare că este o provocare de bun augur și de mare perspectivă. Ați menționat faptul că aveți un public extrem de pretențios, vă referiți aici la cei mici. Îmi place să spun că alături de noi, publicul nostru este publicul ce cuprinde persoane purtătoare de vârstă între 3 ani și 103 ani și așa mai departe. Asta așa e, pentru că aveți alături de copiii care privesc cu admirație la ceea ce faceți, părinții și bunicii, deci aveți întreaga gamă de vârstă. Însă, vreau să vă întreb care este cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o în această carieră a dumneavoastră de a duce opera comică pentru copii la un nivel de performanță care poate mulți nu l-anticipau, în sensul în care sunteți foarte prezenți. Aveți evenimente, aveți spectacole, sunteți foarte prezenți și în mediul online, dar și direct în contactul direct cu cei mici. Cum este? Este un perpetuum mobile, chiar în ceea ce privește provocarea. Și de unde vine? Să știți că în jurul meu există o echipă formată din tineri ce în momentul în care ne-am întâlnit și ne-am spus unii altora ce dorim unii de la alții, acești tineri m-au surprins spunându-mi că ei sunt visători și doresc ca visele lor să devină realitate. Și din momentul acela, și este o perioadă deja lungă în care s-a probat potența colectivului, pot spune că într-adevăr visele, sunt tineri într-adevăr plini de vise pe care și le-au propus să le facă, să producă realități. Și ei sunt apropiați de vârsta copilăriei, încă au foarte prezentă această stare de spirit, acest curaj, forță și limpezime a gândurilor și proiectelor, încât pot fi și copii. Pot fi și foarte maturi și oameni cu multe idei ce le pun în practică și mari responsabilități pe care le trec cu maestrie. Vorbeați de faptul că aveți o echipă tânără și dinamică în jurul dumneavoastră. Desigur, mă închipui că marea majoritate a timpului discutați despre ceea ce faceți profesional, despre proiectele operei comice, spectacolele. Discutați, însă aveți discuții despre ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, în afara zidurilor operei, în stradă.
Vi se pare că există un punct de vedere care ar trebui să vină dinspre oameni precum dumneavoastră, artiști, oameni care au un cuvânt de spus pe alte scene decât cele politice, dar ar trebui să aibă un cuvânt asupra ceea ce se întâmplă acum în societate? Cred că cheia succesului în orice domeniu este să te informezi, să știi întotdeauna ce te înconjoară, care este problematica de orice natură și în același timp să ai abilitatea și profesionalismul, maestria de a te impune în mod artistic, într-un mod plăcut, în această stare, în stradă, dacă vreți, în situația de față. Nu facem politică, asta Nu este facem, clar. dar Sau avem păreri. trebuie să avem Da. păreri, pentru că tot ceea ce facem, facem în raport de. Cu atât mai mult cu cât există un departament care chiar se ocupă, să zicem, cu această problematică. Trebuie să vedem ce înseamnă cerere și ofertă, în ce măsură pot eu să vin cu spectacolele, cu propunerile mele ale operei comice pentru copii, eu ca operă comică pentru copii, în această stradă, da? Să văd în ce măsură tânărul, copilul, părintele, bunicul, prietenul au nevoie de prezența mea, au nevoie de muzică, au nevoie de dans, au nevoie de culoare, de lumină, de umbră, de o conversație, de o poveste până la urmă. Și De... în acest mediu știu chiar proporția în care eu pot oferi această hrană spirituală. De fapt, dacă ne aducem aminte și ne aducem aminte de vremurile în care sălile erau goale, mă refer aici după 90 imediat, momentele în care politicul consuma, devora, practic înlătura, mai bine spus, orice act sau aproape orice act de cultură care era trecut în secundar. Acum vedem că sălile de teatru, de operă sunt neîncăpătoare, că premierele sunt sold out din prima zi Da. în care s-au pus la vânzare. E același fenomen și în ceea ce privește actul cultural pentru copii? Sigur că da. Aș putea spune că este pe primul plan, pentru că orice familie în care există un copil în formare, nu? În creștere, ei sunt părinții, membrii familiei, sunt preocupați în a-și educa copilul, în a alege acea posibilitate care îi permite copilului să aibă la îndemână multe, multe de ales, sau părintelui, sigur, și el trebuie să aibă un evantai de oportunități și apoi el să spună, încercăm, vedem reacția copilului, reacția noastră a colectivului, a familiei și iată, dacă vedem că este o perspectivă, că este un rezultat și imediat, dar și unul mai îndepărtat, evident că așa vom proceda. Îmi place să spun că, de fapt, educația, sau dacă vreți, cultura, pornind de la copil, educația o face copilul, el își educă părintele, în sensul în care copilul educă maturul, nu maturul îl educă pe copil. De multe ori avem lecții Și importante de învățat, e da, adevărat, de și la... acest lucru îl spun pentru că stau în mijlocul publicului și văd ce se întâmplă cu copilul, ce se întâmplă cu părinții, ce se întâmplă cu cei care îl însoțesc pe copil. În primul rând, că acest copil, într-adevăr, se simte acasă și nu mai vrea să plece de acolo. El este foarte atent, descoperă. El muncește acolo. Nu? Absolut, Așa. da. Ei, și părintele care are tot timpul foarte bine programat și zice și acum trebuie să plecăm. Și copilul zice, nu, eu vreau să mai stau. Și noi îi oferim copilului o altă joacă. Să se întâlnească, de exemplu, după ce s-a terminat spectacolul, în spatele cortinei și se întâlnește cu accidental, întâmplător, cu un personaj, cu două personaje. În drumul lui ajunge în cabina artistului, în cabina acelui personaj și vede ce înseamnă, cum se compune totul.
Și apoi, întâmplător, ajunge chiar în scenă și se explică. O parte se cheamă grădină, cealaltă parte se cheamă curte. De unde vin acești termeni? Și acele cortine sunt pantaloni. Acolo există și niște buzunare. Și din joacă în joacă, vezi că totul a fost reținut și la spectacolul următor, la întâlnirea următoare, nu neapărat în sala mare de spectacol, ci în salonul Mozart, unde este un alt fel de joacă și unde copilul trebuie să spună ce vede, ce înseamnă acel element. Și da, spune. Dumnezeule, dar de unde le știe? De unde le-a învățat? Păi de acolo le-a învățat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, încă o dată spun, copilul este cel care educă. El asimilează tot. Și apoi nu îți spune lucruri trunchiate, să zicem. Nu, el ți le spune logic acolo unde trebuie. E atât, copilul este periculos, în sensul cel mai bun, este periculos de deștept. Copilul este periculos de talentat. Copilul este periculos. Pentru că ne subliniază exact, de fapt, ceea ce de multe ori poate nu vrem să vedem sau nu vrem Da, să auzim. asta este. Dacă omul matur, de exemplu, merge la spectacol și poate nu i-a plăcut ceva, ei bine, dar stă cu minte pentru că știe că Disimulează. așa. Copilul nu face același lucru. Copilul îți comunică ceea ce simte, relația lui cu ce se întâmplă pe scenă. Și de acolo vezi dacă ai greșit cu ceva, pentru că el nu mai este atent, el nu mai participă, el nu creează alături de tine. Se pierde conexiunea Și practic cu. iată, și atunci, unde este greșeala? Sigur că greșeala este la scenă, este la cel care a creat acel moment. Și atunci, dacă eu, noi, suntem acolo, vedem despre ce este vorba, în primul rând, în sala de spectacol, care este reacția, apoi ieșim în stradă și vedem care este cererea, ce vrea, cum trebuie să te adresezi omului. Și sunt studii care se fac în acest sens, dar totul se face ca o joacă, ca o poveste, pentru că totul trebuie să aibă un firesc, o normalitate. Vă simțiți depășiți ca instituție, poate uneori de competiția cu jocul pe calculator, cu tableta, cu faptul de a sta tot timpul cu telefonul în mână, pentru că acolo lucrurile nu mai au răbdare să se desfășoare firesc într-o poveste care curge cu un anumit tempo, totul este Da. mult mai rapid și Vă mai mulțumesc. alert. Vă mulțumesc că îmi puneți această întrebare, pentru că la rândul nostru noi dialogăm atât cu copilul, cât și cu părintele prin telefon până la urmă. Există o aplicație care se adresează atât cu o secțiune care se adresează părinților, cu o altă secțiune care se adresează copiilor. Sigur că da, și atunci copilul, dacă mă vede prezent acolo, cu ce? Cu aceste povești, cu aceste lucruri extraordinar făcute, pentru că pe scenă sunt lucruri de actualitate, spectacolul este în așa fel ingenuos făcut, încât vede că și telefonul e prezent pe scenă, pentru că personajul care intră în scenă intră cu telefonul, el face poze, el lucrează, deci este aceeași lume, e lumea lui, a copilului, se regăsește acolo, știe că dacă merge pe scenă va găsi ceva electronic. În spatele scenei există ecrane cu LED-uri care pot avea în același timp nenumărate, separate imagini. Deci e foarte interesant. Apoi, de asemenea, ce se întâmplă cu decorurile, cum urcă, cum coboară, vă spuneam, când mergem în spatele cortinei, păi da, e lumea lui! Câte poate să descopere? Și totul e la îndemâna lui, nu este ceva de care să nu se poată atinge. Și își dorește să revină atât ca spectator, cât și ca partener al nostru, deci pe scenă Aproape să fie. participant. Sigur că da, pentru asta, în afară de spectacolul din Sala Mare de Spectacol, avem alte două spații. Este salonul Mozart, unde copilul este mai aproape de scenă, mai aproape de acest ecran cu LED-uri, mai aproape de personaj. Îl poate atinge, poate discuta cu el, se poate juca cu el.
Apoi există atelierele, acolo unde a văzut că decorul sau un obiect de pe scenă îl poate avea în mână și la rândul lui poate să creeze unul la fel sau unul alt fel care să-l completeze pe celălalt. Sau dans, street dance, de exemplu, balet, latino, sunt lucruri, nu? Sunt acțiuni pe care tânărul le dorește, copilul le dorește. Care l aduc Și mai aproape, de fapt, de sigur, sigur că întreaga da. lume pe care o creați acolo. La balet, da, vedem aceste frumoase personaje care plutesc atât în aer, dar există lumini, există efecte și te duc într-o lume ireală pe care o dorim, pentru că pe cea reală o avem la îndemână tot timpul. Ne deranjează sau nu, o avem, e cu noi și vrem într-un fel să evadăm din ea. Și venim aici, unde nu doar că o vedem și țintim ca ideal să ajungem acolo, chiar ajungem, pentru că Acum după aceea că pășim pe scenă. ați menționat de lumea reală, nu pot să mă abțin și să nu vă întreb. Aveți o grămadă de proiecte pe care știu că unele le-ați pus în practică, unele sunt la stadiu de idei. Aveți un buget suficient Da, pentru da. tot ce vă propuneți? Da, și eu cred, trebuie să știți că sunt într-o familie de manageri, de directori, da? Soțul meu, regizorul de operă Cristian Mihăilescu, îi se spune că e făcător de opere. Adică 20 de ani a fost manager. A fost la actuala operă din Constanța, actuala operă din Brașov. Deci, nu doar prin ceea ce am făcut eu ca profesie, știu ce înseamnă viața unui teatru, a unei opere, chiar la nivelul acesta de administrație, dar și pentru faptul că am avut lângă mine un om care s-a ocupat și a evoluat în paralel sau împreună cu tot ce s-a întâmplat ca transformări, ca evoluție de legislație, de administrație, totul. Și atunci îmi este ușor, îmi este la îndemână, știu despre ce este vorba și am posibilitatea să, dacă vreți, chiar să fiu în avans, să înțeleg ce urmează. Dacă vreți, jucător de șah, da? Dar ați Fați. găsit acum în autoritățile publice un partener în ceea ce vă. Și că, tocmai că aici vroiam să ajung. Tot timpul înainte de a mă gândi că pot să fiu manager, îl auzeam pe el spunând, doar cine nu vrea să facă treabă se plânge că nu există bani. Deci sunteți un caz fericit. Cred că sunteți printre puținii Nu, și oameni din România care conduceți o iată, instituție în care spuneți, da, în pot momentul acesta să am tot ce-mi doresc ca proiect. spun același lucru. Într-adevăr, există posibilități. Ceea ce doresc, evident că nu pot să zic mâine vreau să fac și trebuie să-mi dai acum mie, să-mi dai nu știu câte milioane de nu știu ce. Nu se poate așa. Totul trebuie făcut într-adevăr din aproape în aproape, construit. Exact ca un spectacol. De la proiect pleci. Dacă nu ai proiectul, nu poți să pui fundația casei pe nimic. Așa se întâmplă și aici. Și nu neapărat, sau poate da, prin faptul că mi-am demonstrat construindu-mi o carieră. Știu despre ce este vorba și din punct de vedere artistic și din punct de vedere managerial ce înseamnă fiecare lucru în parte. Că nu trebuie să le știi pe toate, că trebuie să ai o echipă foarte valoroasă și la obiect. Nu mama, nu tata, nu, cel care și-a demonstrat și știm clar că se descurcă, se pricepe, este pregătit, da? Și contezi pe acel om care ți-a și demonstrat că îți este atașat, că este foarte bine pregătit profesional și îl ai lângă tine. Știți, la noi dreapta știe ce face stânga. Nu există orgolii. Ceea ce e mare lucru, mai Absolut, ales într-o absolut. instituție de cultură unde știm că orgoliile sunt la ele acasă, mai în lumea asta. Nu știu, nu știu, dar ce vreau să vă Cel puțin așa subliniez, e legenda. da, încă o dată, este faptul că, într-adevăr, avem fonduri pe care deja știm cum să le folosim
și ușile mi-au fost întotdeauna deschise, nu a fost niciodată să spun că doresc să fac ceva, evident demonstrând clar ce și care sunt etapele. Așa? Totul întotdeauna a mers foarte, foarte bine și iată, mi-a oferit o ocazie să spun mulțumesc, pentru că, dincolo de orice, nu știm să mulțumim. Sau uităm să mulțumim. În momentul în care se întâmplă un lucru bun și l-ai dus la bun sfârșit, intervine orgoliu și eu sunt. Nu? Singur și nu cui poți să faci, doamna Felicia? Păi, în primul rând, mulțumesc Primăriei Generale a Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, pentru că de aici eu sunt, datorită lor, funcționez. Și funcționez atât de bine. În plus, fiecare în parte, cum spuneam, dacă nu ai orgolii și spui lucrurilor pe nume, domnule, asta vreau să fac. Fac pentru copil, fac pentru cel care acum e mic și va fi cel ce judecă, cel ce dorește spectacol, cel ce poate va crea spectacol. Și am echipa cu care lucrez, cu care facem lucrurile așa cum trebuie și mai este un lucru, orice ușă trebuie lăsată întredeschisă, nu trebuie trântită. Să ai eleganța chiar și atunci când discuți în contradictoriu, să o faci civilizat. Să lași loc de bună ziua, să cum zice loc de bună ziua. Cum spuneam, ușa nu se trântește cu zgomot, ci o lași, dacă nu întredeschisă, o lași deschisă. Depinde de cât de sigur ești pe tine că poți să înfrunți orice provocare. O ultimă întrebare vă pun, care nu mai are legătură nici cu proiectul dumneavoastră profesional, nici cu ceea ce se întâmplă în societate în genere. Are legătură strict cu dumneavoastră. Cum arată viața doamnei Felicia Filip dincolo de ce faceți la birou, ce faceți la operă, dincolo de zbaterea asta permanentă pentru a pune pe picioare niște proiecte? Când ajungeți acasă, acum, cu ce vă îndeletniciți? Stați puțin că încă n-am terminat să vă spun câte proiecte avem noi, să vă spun de centenarul ce vine, să vă spun de faptul că... Ok, mai amân atunci cele... un pic întrebarea personală da, și... Da, în afară de cele două spații săl de care v-am vorbit, există o a treia care se cheamă Underground. Asta datorită, este un joc de cuvinte datorită locului, spațiului în care ne aflăm și este... o sală de spectacol, proiecte pentru tinerii ce doresc să își expună talentul, posibilitățile, fie că e vorba de cântăreți, de actori, de regizori, scenografi, toți cei care au într-adevăr valoare și deja au fost expuse și studiate 14 proiecte din care s-au luat 4 și în stagiunea următoare vor fi spectacole. Vorbeam de atelierele noastre care sunt într-adevăr de oratorie, copilul să treacă de acel baraj, dacă de vreți, de a vorbi în public. Sigur că da. Apoi să danseze cu plăcere, să facă balet cu plăcere, ceea ce e cu totul altceva, să cânte, să deseneze, orice activitate ce ține de creație, ce ține de joacă, ce ține de copilărie, se află la acest spațiu al atelierelor și în momentul acesta suntem în curs de a crea un alt spațiu de spectacol pe acoperiș. Pentru vară. Deja? Pentru vară. Vă pregătiți. Da, deocamdată, da. Dar va fi un spațiu ce va fi foarte bine pus la punct pentru toate anotimpurile. Ei, cum vă spuneam, este un perpetuum mobile. Noi tot timpul facem ceva, focusându-ne evident pe toate activitățile, evenimente, spectacole, dar în afară de asta avem grijă ca acest loc ce se cheamă Opera Comică pentru Copii să perfecționăm, să profităm și să creăm alte spații de spectacol. Este o clădire istorică până la urmă. Ea a fost creată de nepotul lui Creangă. El este arhitectul. În fața acestei săli de spectacole sunt două grupuri statuare ale lui Jalea, pe care le-am pus în evidență în momentul în care am preluat conducerea Operei Comice pentru Copii și care până atunci erau niște
Erau uitate, practic. cevauri Erau în găurite și secundar. da, Da. mă și mir cum de-au mai rămas acolo în perioada asta că sunt din metal și na, în fine, le avem, da. Să spun de exemplu că anul centenarului este deja făcut cu spectacole și titluri de români, creatori români. Înseamnă că am premiere de operă, de balet, de operetă, înseamnă că am întâlniri cu povești, cu trilogie creangă, multe, multe. Și astea toate arată așa de când auzi, oh, și aia, și aia, punguța cu doi bani, harap alb, etc., etc. Adică sunt lucruri de poveste, într-adevăr, care te prind și pe care le dorești. Vrei să le vezi, vrei să le Aveți auzi. săli pline în momentul de față? Trebuie să știți că noi avem stagiunea făcută și deja pusă încă de la începutul stagiunii, din sfârșit de septembrie. Stagiunea este fixată până la sfârșit de iunie, când se termină stagiunea, și știm clar la ce dată ce spectacole sunt. Așadar, deja în acest moment, noi avem bilete de săli vândute până în martie, aprilie. Ceea ce arată adevăratul succes aici se Da. desenează în câți oameni vin, câte bilete se vând, pentru că de fapt ne place sau nu ne place, este adevăratul indicator Sigur, și pentru deja succes. avem abonamente. Este primul an în care am introdus abonamente și este cu foarte mare succes. Să vă deja din acest moment este clar, nu știu cum ne vom încadra apropo de legislație, dar suntem obligați în sensul bun al cuvântului de a face contracte pe stagiuni viitoare. Pentru că, iată, pe stagiunea în curs, știm de la începutul stagiunii ce vom face. Bun, în planul meu de management, da, știu că fac anumite premiere, sunt pașii aceștia, dar deja eu trebuie să-mi planific pentru public ce își va procura bilet pentru stagiunile următoare. El, publicul, își rezervă timpul lui acela pentru a veni la spectacolul operei comice pentru copii din, eu știu, peste două stagiuni, ceea ce e foarte important. Foarte important, Da, așa e. da. Mă întorc acum la nota personală în care vreau să Da. închidem și printre tot ce ne-a spus, când mai aveți timp de spațiu dumneavoastră departe de zona profesională și cum de unde vă adunați energia pentru ceea ce faceți? Și întrebarea aceasta îmi face mare plăcere. Pentru că dacă am spus că doar cine nu vrea să facă spune că nu are bani, tot de asemenea cine nu vrea să trăiască spune că nu are timp. Nu se poate. Timpul acesta, el se dilată sau dimpotrivă în raport de ce vrei tu. Dacă omul poate să miște munții din loc, de ce nu ar lucra în așa fel cu timpul încât să dăruiesc profesiei, să dăruiesc funcției, dar să-mi dăruiesc în primul rând mie însămi timpul pe care îl merit. Și dacă mi l-am dăruit, înseamnă că m-am respectat. Dacă m-am respectat, este clar că am respectat și respect pe cei cu care Interacționați. interacționez. Și cu atât mai mult îmi este ușor, îmi este facil, pentru că am lângă mine, în primul rând, familia care mă sprijină și care, într-un fel sau altul, cu care sunt complementară. Cum vă spuneam, soțul meu este profesor universitar, este manager, știe despre ce este vorba, este regizor, vede totul în ansamblu. Și dacă, să zicem, aș avea tot timpul acea stare de a mă focusa pe rolul meu, el are grijă, sau cei care sunt lângă mine au grijă să deschid acest evantai, să mă ocup în același timp de mai multe lucruri, fiindu-mi alături. Atunci când eu sunt într-un prim plan, sunt, de exemplu, pe scenă, am concert, am spectacolele mele, atunci sigur că ei preiau acele activități ce ar putea în mod egal să-mi fie mie pe care să le fac eu sau nu. Să vă spun că, în afară de faptul că sunt soprana Felicia Filip, ce are spectacole de operă, concerte,
concerte cu Iris, nu-i așa? Așa e, deja le predonăm de ani buni, da. Că sunt, iată, manager, sunt și eu cadru universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște, deci sunt cadru didactic și, de asemenea, sunt și artist dramatic. Pentru că deja, iată, este a treia stagiune când, alături de Teatrul de Comedie, creăm împreună spectacolul În plină glorie. Un spectacol. Apropo, pe 5 februarie, iată, ne putem întâlni la Teatrul de Comedie pentru acest spectacol. Să vă spun, de exemplu, că pe 24 ianuarie am fost la Focșani și am cântat cu mare mândrie imnul României și al Uniunii Europene. M-am bucurat împreună cu cei ce mă așteptau. Am cântat împreună, am trăit împreună aceste momente, aceste valori până la urmă. Felicia, eu sunt copilul Felicia, ce își îngăduie și își permite să fie copil, să viseze, să greșească, să primească îndrumări chiar de la cei tineri, chiar de la copii, și să înțeleagă, de exemplu, dacă a greșit, să nu mai greșească a doua oară. Și cred că dacă ești așa, dacă primești, recunoști când ai greșit, primești sfaturi, înțelegi că ești, să zicem, un concepția aceea de nord-us de vânt, nu? Ești acolo părticică minusculă. Nu ești tu centrul universului, ci ești o componentă mică, dar importantă. Dar importantă, mai ales că din ceea ce ne-ați spus în acest timp totuși limitat, vedem că faceți atât de multe și că reușiți, printre tot ce faceți, să strecurați și un interviu la PS News, fapt pentru care vă mulțumim și vă mai așteptăm și altă dată cu mare drag. Și succes în tot ceea ce faceți, mai ales în proiectul centenarului, care va fi un adevărat spectacol pe tot anul. Eu vă mulțumesc pentru plăcerea că am fost aceste minute împreună și mai ales pentru faptul că ne sunteți alături de fiecare dată. Iar cei care vă sunt dumneavoastră alături, iată, celor care sunt alături de dumneavoastră, le adresez invitația să își permită să fie copii, să plonjeze în lumea copilăriei pe care o avem cu noi la îndemână. Fiți copii și mai ales fiți prezenți la Opera Comică pentru Copii, să ne bucurăm împreună de copilărie și de viața asta atât de frumoasă de altfel.